România a câștigat astăzi, dragi români. Partidul Social Democrat astăzi a recâștigat încrederea cetățenilor români. Voi fi un președinte total implicat pentru România. Domnul și domnilor, victorie categorică lui Klaus Iohannis la prezidențiale. Avem rezultatele finale la alegerile și este o diferență uriașă între cei doi candidați. Totodată este și o premieră după Revoluție, guvern și președinte PNL. Între timp este război total la vârful Partidului Social Democrat după eșecul la alegeri. Va fi dată jos, Viorica Dăncilă de la șefia partidului este întrebarea acestei zile. Avem și un interviu exploziv, Viorica Dăncilă spune dacă își dă demisia. Vedeți imediat, pe de altă parte, cine sunt liderii PSD care vor mazilirea Vioricăi Dăncilă, liderii care cer congres până atenție de Crăciun. Vă prezentăm și lista scurtă cine ar putea să preia acest partid, șefia partidului mai cu seamă. Vă arătăm și fiefurile PSD care nu au atras voturi suficiente pentru a fi fruntașe la aceste alegeri. Marea alianță, pe de altă parte, construită acum în jurul lui Klaus Iohannis pentru alegerile locale. Vom discuta și despre aceste informații, pentru că sunt date explozive despre profilul alegătorului la aceste alegeri. Reporterii România TV sunt în cele mai importante locații, așa cum puteți vedea, și vor veni cu cele mai importante informații de la această oră. Le mulțumesc și invitațiilor înainte de a merge mai departe cu știrile. Domnul Valeriu Pricina, vicepreședintele Sindicatului Cadrelor Militare în Rezervă, vă mulțumesc. Și vicepreședintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor, Mihai Viteaz. Este extrem de importantă această informație în contextul informațiilor și știrilor de astăzi. Vom discuta, domnule Pricina, toate aceste informații, pentru că știu că aveți rectificări care ar putea să schimbe situația actuală a acestor detalii. Vă mulțumesc, domnule Ion Popescu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor Meridian, și este o informație de breaking news chiar în aceste momente. Doamne și domnilor, avem rezultatele finale de la alegeri. Se menține diferența uriașă dintre cei doi candidați. Klaus Iohannis a câștigat atât în țară cât și în diaspora. Cum arată procentele și cum va vota, știe colega mea, Denisa Soare, în direct de la Biroul Electoral Central. Te ascultăm, Denisa, așadar. Ai luat pulsul evenimentelor până în acest moment. Ce s-a întâmplat în diaspora, ce s-a întâmplat în țară? Bun găsit! În acest moment putem spune că s-au centralizat 100% rezultatele voturilor din țară și din diaspora. Situația arată în felul următor. În țară, Klaus Iohannis este marele câștigător cu 63,17%, în timp ce Viorica Dăncilă a obținut 36,81%. În diaspora, Klaus Iohannis s-a impus categoric cu 93,95% din totalul voturilor exprimate, pe când liderul PSD a obținut doar 5,99%. Așteptăm însă ora 11, pentru că atunci cei de la Biroul Electoral Central vor comunica oficial întreaga situație. Potrivit ultimului comunicat al celor de la BEC, prezența la urne a fost de 49,87%. Rămâneți așadar alături de noi, ne auzim într-o oră atunci când vom avea situația finală de aici, de la Biroul Electoral Central. Denisa, mulțumesc foarte mult, alături de discuției în aceste momente, și domnul Soniroș Castănescu, jurnalist, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Domnule Stănescu, însă aș vrea să mergem pentru început, să vedem ce se întâmplă la Partidul Social Democrat, pentru că acolo va începe măcelul, este clar. Liderii PSD practic cer în aceste momente demisia Vioricăi Dăncilă. Vedem ce se întâmplă acolo și, pe de altă parte, se cere și un congres de urgență. Deja se poartă discuții cu privire la cine ar putea să ia locul la conducerea partidului Vioricăi Dăncilă. S-au lansat deja atacuri foarte importante, iar socialii democrații cer o amplă reformă în acest partid. La Partidul Social Democrat se află colega mea, Alina Eftimie, și vine cu detalii extrem de importante de acolo. Te ascultăm, Alina. Am găsit tuturor, așa este, unii lideri din PSD cer demisia Vioricăi Dăncilă, însă Viorica Dăncilă spunea clar că nu-și va da demisia. Cert este că mâine va avea loc un comitet național executiv în care vor fi analizate rezultatele din teritoriu, rezultate dezastroase pentru socialdemocrația, am putea spune, pentru că au câștigat alegerile în doar 5 județe, restul județelor au fost câștigate de Klaus Iohannis. De asemenea, cer și un congres social-democrații
Cel mai probabil sursele noastre spun că până de Crăciun va avea loc acest congres și nu inițial cum se zvonea în ianuarie sau în februarie. Se începe bătălia pentru șefia PSD-ului, iar cei care se luptă pentru această funcție ar fi Marcel Ciolacu, Lia Olguța Vasilescu, dar și Gabriela Firea. De asemenea, în urmă cu puțin timp și Marcel Ciolacu a postat un mesaj pe pagina lui de socializare în care spunea că este timpul să se analizeze serios și ce s-a întâmplat aici la centru, pentru că până acum socialdemocrații au analizat doar rezultatele din teritoriu. Rămâne de văzut ce se va întâmpla astăzi. Sunt așteptați aici socialdemocrații într-o ședință informală pentru a discuta despre aceste rezultate și despre ce se va întâmpla. Cel mai probabil există, iată, această posibilitate ca mâine în Comitetul Național Executiv să vedem anumiți lideri care să-i ceară demisia pe Iorica Itâncilă. Spunea aceasta clar însă că nu își va da demisia. Având în vedere de la nivelul la care am pornit și unde am adus partidul, eu consider că am făcut tot ceea ce a fost posibil pentru partid. În altă ordine de idei, cred că atunci când facem o analiză a voturilor, a rezultatelor, trebuie să plecăm de la organizațiile județene, pentru că trebuie să pornim de jos în sus. Nu pot să spun eu trebuie să plec de la organizație care a luat 15%, nu are nicio vină. Deci trebuie să vedem ce s-a întâmplat în fiecare organizație în parte, să vedem specificul fiecărui județ și pe urmă vedem ce decizie trebuie să luăm. Eu știu că mulți vor să plec eu, dar de data aceasta nu am să fac acest lucru, pentru că eu consider că partidul este mai important și consolidarea noastră pentru alegerile locale și parlamentare sunt mult mai importante decât lupta politică în interiorul partidului. Noi am vorbit despre o moțiune de cenzură pe care o depunem în februarie. Domnule Stănescu, doamna Dăncilă a mai câștigat niște război în interiorul partidului. Se pare că războiul continuă și am văzut reacția și poziția în față de baroni, acolo, de aparatul electoral din teritoriu. Acolo pare să că a fost problema și aș putea spune chiar puciul intern. Cum vedeți dumneavoastră situația? Domnule Stănescu, dacă ne auziți? PSD a mai pierdut alegeri prezidențiale, le-a pierdut la mustață și totuși președinții acestui partid au fost maziliți imediat. Acum este o pierdere abruptă a acestor alegeri. E adevărat, nu se datorează această pierdere exclusiv doamnei Dăncilă. Dimpotrivă, chiar a avut niște merite în aceste alegeri, dar asta este situația și nu văd de ce PSD-ul ar face excepție de data asta și nu și-ar decapita conducerea imediat după un asemenea eșec. Singurul impediment real este că foarte repede urmează alegerile locale care s-ar putea să fie însoțite de alegeri înainte de termen, de alegeri parlamentare înainte de termen, iar dacă nu, urmează apoi și alegerile parlamentare și nu se știe. E greu de spus dacă PSD-ul mai are capacitatea să se reorganizeze eficient atât de repede. Deci au o problemă aproape de nerezolvat în acest moment liderii acestui partid. Domnule Stănescu, să revenind la acest vot de ieri și i-aș ruga pe colegii mei să revină asupra acelei hărți cu zonele care au votat-o pe Viorica Dăncilă și zonele care l-au votat pe Klaus Iohannis. Vedem foarte, foarte puțin roșu, adică voturi pentru Viorica Dăncilă. Și mă gândesc, doamna Dăncilă a spus, domnule, am reușit imposibilul, am crescut partidul de la 23 la 34. Și vedem într-adevăr că baronii nu s-au mobilizat. Este vorba de o schimbare de conducere la Partidul Social Democrat, de o chestiune tacită între cei care fac parte din conducerea acestui partid, pentru că acest scor pare să fi fost obținut de Viorica Dăncilă pe persoană fizică, dacă putem spune așa, cu ghilimele de rigoare. Cum vedeți dumneavoastră acest decalaj? Cel mai simplu lucru pe care îl putem face este să spunem că baronii au făcut un fel de non-combat și au săpat-o din spate pe Viorica Dăncilă pentru a o schimba și a veni la putere
într-o formă sau alta. Asta e cel mai un tip de raționament. Cred însă că ar trebui să facem loc unui raționament mai profund. Este vorba de electorat. PSD și-a pierdut efectiv o parte din, din electorat. N-a reușit să-i convingă prin ultimele prestații pe oameni că este un partid de partea lor. Aici este problema și cred că ceea ce trebuie schimbat în primul rând este asta. Apropierea trebuie creată din nou, o apropiere a acestui partid de oamenii simpli. Vedeți că exact regiunile tradiționale care până acum au susținut PSD-ul au făcut o mișcare retractivă. Domnule Stănescu, dacă îmi permiteți, stânga în aceste momente este fragmentată. S-a văzut atât de bine în acest an, dar și Partidul Social Democrat a fost fragmentat în ultima perioadă. Se discuta aseară atât de doamna Firea, dar și de domnul Ponta prezent aici la noi, de o unificare a stângii. Și vă întreb, credeți în niște fuziuni? Credeți în niște reîntoarceri? Într-o altă formațiune, cum s-a întâmplat în 2010 cu acel USL, poate o altă denumire, sub o altă umbrelă a celor din PSD, o altfel de reorganizare? Deci trebuie făcut orice altceva cu excepția păcălirii electoratului propriu, bazinul electoral. Deci nu trebuie făcute mișcări care doar să păcălească pe cetățean, ci trebuie făcute schimbări cu adevărat profunde. Gândiți-vă că acest partid este singurul în istorie care și-a dat afară prin moțiuni de cenzură premieri. Și au fost doi, nu unul. I-a forțat pe premierilor să demisioneze. Deci sunt, acest partid a dovedit că a pus în fruntea guvernului drone. Gândiți-vă că acest partid a fost lovit și subminat de un fost președinte PSD și un fost premier PSD. Domnule Stănescu, în această... Numai din dorința de a veni pe cai mari înapoi în acest partid. Profit de acest context lansat de dumneavoastră pentru a vă prezenta următoarea informație. Gabriela Firea lansează un atac extrem de dur la adresa Vioricăi Dăncilă, primarul general al capitalei, critică apariția lui Gabriel Oprea la sediul partidului în seara alegerilor. Susține Gabriela Firea că se delimitează de astfel de atitudini și ea nu știa că liderii sindicatelor au drept de vicepreședinte al partidului. Detaliile vin de la colega mea Bianca Chivu, vedeți și fotografia aceasta pe care ați văzut-o și aseară în exclusivitate aici la România TV. Bianca, spune-ne care este atmosfera și ce se întâmplă în acest moment. Bun găsit, este scandal în PSD după ce seara trecută, în așteptarea rezultatelor alegerilor, la sediul partidului s-a prezentat chiar fostul ministru de interne, Gabriel Oprea. Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a postat un mesaj prin care spune că vrea să fie printre primii care se delimitează de nesocotirea majorității colegilor de partid, majoritate care a impus intrarea în CEC sau unor persoane care nu fac parte din partid, ci din sindicate, aici desigur cu referire la Gabriel Oprea. În replică, Gabriel Oprea spune că a fost invitat chiar de Viorica Dăncilă la sediul PSD seara trecută pentru că UNPR a susținut-o pe aceasta la alegerile prezidențiale. Viorica Dăncilă a anunțat aseară că Gabriel Oprea este vicepreședinte CEX, are drept de vot și asta a iscat acum un scandal la sediul PSD. Bianca, mulțumesc foarte mult. Domnule Pricină, profit de prezența dumneavoastră aici. Iată, vorbim de o fuziune sau vorbim de semnarea unui protocol de colaborare? Sunt două lucruri distincte în acest caz. Dacă ar fi fost o fuziune, probabil că... Deci, doamnă, să facem niște precizări. O precizare sau sunt niște precizări pe care le fac din informațiile pe care am până acum. Pentru că de ieri până astăzi n-am discutat cu domnul general Gabriel Oprea. Dar ce știu eu în momentul acesta? Să nu uităm că UNPR-ul este un partid de centru-stânga. Deci pe un palier pe care se află și PSD-ul. Că au existat vechi colaborări
din punctul acesta de vedere. Există, după cât știu, o intenție discutată și chiar cu niște elemente concrete de fuziune între UNPR și PSD. Dar până una alta, există un lucru concret. S-a semnat un protocol, într-adevăr. De colaborare, eu așa înțeleg. Dacă mă lăsați, vă spun imediat. Între Uniunea Militarilor și Polițiștilor, Mihai Viteazu, și conducerea PSD-ului. Am fost și eu la o întâlnire cu doamna Dăncilă, care a fost de acord că trebuie în sfârșit să ne apere drepturile lovite de diversele guvernări și așa mai departe. Ce se întâmplă? În cadrul acestui protocol de fuziune, domnul Gabriel Oprea, domnul general, este membru al unuia dintre sindicatele polițiștilor, da. A devenit membru, deci nu e o minciună că e și sindicalist în același timp. Bun, dar unele persoane este chiar o formație politică. Deci, este mai mult așa un... În cadrul acelui protocol se prevede că dânsul, într-o perspectivă imediată, va fi șeful Departamentului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță din PSD, pentru că s-a ocupat, a fost în guvernul Ponta vicepremier cu această problemă. Dar nu mai era membru în Partidul Social Democrat, într-adevăr s-a făcut o fuziune, înțelegem, cu această acum, formație. Acum, nu știu exact care sunt detaliile de ultim moment, dacă într-adevăr doamna Firea nu știu de ce se supără atât de tare. Domnul Oprea totuși are o putere de vot în cel mai înalt for al partidului. Nefiind membru de partid, într-adevăr aducând sub ideea unui protocol niște voturi, probabil. Deci din două una, ori s-a semnat cu adevărat în ultimul moment un protocol clar care îl face pe domnul Oprea, inclusiv membru al conducerii, ori adică probabil că doamna Dăncilă a vrut să spună că asta e intenția, această fuziune între Uniunea Militarilor și Polițiștilor la care au aderat sindicatele de profil. Haideți să vedeți ce spune doamna Dăncilă și explică foarte clar că domnul Oprea este chiar vicepreședinte și are aceste puteri. Păi ar trebui întrebate dacă într-adevăr în cercul restrâns l-au inclus în conducerea PSD. Și o funcție obținută ca lider de sindicat. Atenție! Haideți să vedem. Viorica Dăncilă explică. Nu ca lider de sindicat, doamnă. Cred că e o exagerare. Ori nu s-a exprimat dânsa cum trebuie, ori e o exagerare ca lider de sindicat. Haideți să vedem ce a declarat chiar aseară. Domnul Oprea este liderul Uniunii Militarilor și Polițiștilor Mihai Viteazu, înființată de dânsul. Nu e lider de sindicat, e membru. Întreaga situație. Haideți să vedem punctul de vedere al Vioricăi Dăncilă. A explicat foarte clar acest demers aici la România TV. Ascultăm declarațiile. Domnul Gabriel Oprea, ne puteți explica prezența lui? Da, noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, CNSLR Frăția, am făcut cu Uniunea Militarilor și Rezerviștilor, Polițiștilor și Militarilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, liderii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Național. Toți liderii care au fost liderii de sindicate au funcție de vicepreședinte la nivel de Comitet Executiv Național. Am făcut cu 5 sindicate, deci avem 5 vicepreședinți. Asta face parte din conducerea centrală a Partidului Social Democrat. Asta înseamnă că toți liderii de sindicate sunt vicepreședinței, au această funcție de vicepreședinte în Comitetul Executiv Național. Au și drept de vot în CEC? Pe dacă au acest lucru, au drept de vot. Nu. Da, eu trebuie să intervin pentru că fac o afirmație privitoare la o uniune din care fac parte. Sunt vicepreședinte la Uniunea Militarilor. Nu e sindicat, doamnă, să nu facem confuzie. Deci nu e sindicat Uniunea Militarilor și Polițiștilor, nu e sindicat, e o uniune, reunește și activi și care vor să facă parte, și sindicate și rezerviști pentru apărarea drepturilor noastre, iar domnul Oprea este președintele acestei uniuni. Este inițiator și președinte. Dacă doamna Dăncilă a inclus în conducerea PSD-ului membri șef de sindicat, asta este treaba dâncii. Nu știu, dar eu vă întreb, domnule Pricină, domnul Oprea înseamnă că a negociat în termen de poziție. Păi s-a semnat un protocol care într-adevăr prevedea ca dânsul să fie un vicepreședinte pe domeniul de care v-am spus, apărare, ordine publică, siguranță națională. Haideți să vedem. Și deci ca vicepreședinte normal că face parte și din
Iar îngrijorarea doamnei Firea... Facem o uniune și suntem vicepreședinții în comitetul executiv. Am impresia că e o neînțelegere și nu... Așa zice și doamna Firea, că este o neînțelegere. Nu stăpânește bine totuși. Instituțiile astea sunt destul de pretențioase la un moment dat. Nu pică bine. Eu, care sunt un luptător al stângii, al sindicatelor, numai că nu avem o stângă din asta autentică și sunt căutător de stângă, ca să fiu cinstit. Cred că e o neînțelegere și nu știu dacă poate sau nu poate să fie membru în CEX. Adică, nu știu, membrii în CEX, domnule Popescu, nu, să mă contraziceți, înțeleg că trebuie să fie trebuie susținuți, să fie un statut, sigur că da, să fie un statut. De delegațiile din țară. Bine, acum încheie printr-un parteneriat, parteneriatul la un moment dat... Una este parteneriatul, alta este fuziunea, stați un pic. Fuziunea înseamnă că suntem totul. Cu ce? Deci, fuziune cu ce? Pentru că vorbim aici doar de o formațiune, nu vorbim despre un partid politic. Formațiune cu niște voturi? E o greșeală, sunt sigur. Adică orice partid politic poate să facă o fuziune cu orice? Nu poate. Dobândind funcții de conducere în CEX? Nu știu, vă întreb, știu că e de plâns, din păcate. Dacă n-ar fi de râs, ar fi de plâns. Cred că a fost o grabă. Sau disperare de voturi. Pentru că statutul sindicatelor este una, pe câtă vreme statutul partidului este altul. Așa spune statutul. Deci diferă extraordinar unul față de celălalt. Că avem obiective în comun e cu totul altceva. Deci, încă o dată, domnul Oprea e președintele unei uniuni care nu e sindicat. Dânsul e un simplu membru de sindicat asta într-un sindicat. Deci, doamna Dăncilă a compactat. Tot pentru domnul Oprea, care a fost într-adevăr ca pe har, ca pe discă, a compactat niște informații, doamnă. Asta este problema. Ce nu mai este? Zic, cu tot respectul pentru domnul Oprea, care a fost ministru într-un guvern al domnului Ponta, dar nu mai este ministru în acest moment. Păi n-are legătură, nu ca ministru a semnat acest protocol. Nu înțelegeți ca președinte al unei uniuni care nu e sindicat. Am înțeles, ca unei uniuni. Haideți să vedem ce se întâmplă totuși cu baronii. Nu știu ce e așa de greu de înțeles aici. Care au obținut scoruri dezastruoase într-un al doilea importanție. Lideri social-democrați au pierdut alegerile în fața celor de la PNL. Lideri cu greutate au pierdut alegerile în județe pe care le controlează de altfel. Viorica Dăncilă a încasat cele mai usturătoare înfrângeri în 10 județe, unele dintre acestea conduse chiar de Olguța Vasilescu, șefa de campanie a Vioricăi Dăncilă, dar și de Marian Oprișan, Gabriela Firea, Dumitru Buzatu sau Marcel Ciolacu. Este vorba despre Dolj, Vrancea, București, Vaslui, Buzău, Maramureș, Dâmbovița, Constanța, Galați sau Neamț. Iată, vedem în continuare această hartă. Domnul Sorin Roșca Stănescu este în continuare alături de noi. Domnule Stănescu, eu aș face referire și la acea scrisoare semnată în acea perioadă de vreo 20 de membri al Partidului Social Democrat. O readuce în discuție doamna Firea chiar astăzi într-o postare și vă întreb, este o nouă formă de coalizare a unei părți din Partidul Social Democrat? Este clar că acolo se reașează lucrurile, se construiesc, dacă vreți, noi alianțe, pentru că va avea loc o bătălie internă, fără doar și poate. Din această bătălie internă nu va lipsi cu certitudine subiectul anterior discutat și acolo vreau să atrag atenția că această uniune e treaba ei dacă are și activi și rezerviști, dar activii n-au niciodată ce să caute într-un partid politic. Asta e prin lege. Legea interzice cu desăvârșire. Activii nu au ce să caute și nici nu pot fi reprezentați într-un partid politic. Și acolo se încalcă legea. Deci este... Iar se face confuzie, domnul Stănescu. Nu vin activii. Domnul Stănescu, cu tot respectul, știți că am sentimente de prietenie față de dumneavoastră. Nu vin activii în această combinație. Domnule... Uniunea asta pe care a făcut-o domnul Oprea, care este a militarilor și polițiștilor,
poate avea printre membri, pentru că este o uniune, nu e un partid politic. E dreptul activilor să facă ce e parte dintr-o uniune care să le apere drepturile. Dar nu înseamnă că ei intră să facă politică în acest. Implicit fac politică dacă uniunea este reprezentată în conducerea unui partid. Fac implicit politică. Adică liderul dumneavoastră, domnule Pricină, practic este un membru cu drept de vot în cel mai înalt for al unui partid politic. Este o regulă a silogismului că, evident, și activiștii și rezerviștii au oarecare amprentă politică. Domnule Stănescu, cum vedeți până la urmă departajarea și așezarea păcii în acest partid, reorganizarea lui? Dacă singura soluție, vorbesc în afară de sigur, singura soluție, dacă se vrea un război intern, este să se facă fulger, să se facă imediat, să se facă foarte repede, nu în pripă, dar să se facă imediat, pentru că dacă se lungește felteaua, se intră în alegeri. Partidul din nou va avea mari probleme, să nu uităm nicio secundă, începând de ieri seară, faptul că Rareș Bogdan n-a vorbit de capul lui când a spus că în 5 luni vor fi anticipate. Deci e clar că domnul Klaus Iohannis va forța alegeri anticipate și eu chiar am scris acum un material pe care urmează să-l postez în care explic cum le va face. Domnule Stănescu, dacă mă mai auziți încă 10 secunde ca o concluzie, pentru aceste anticipate avea nevoie de susținerea dreptei. USR-ul, de exemplu, cei care ar avea o miză, într-adevăr, să intre în Parlament, pentru că înțeleg că nu există parlamentari în acea parte, dar diminuarea șanselor ca lista PNL-ului să fie la fel de generoasă. Credeți că s-ar cădea la acest acord? Da, cu certitudine. Eu cred că s-a și căzut la un acord. Este suficient să adune suficient deputați și senatori, astfel încât mama Omida, desemnată drept premier de Klaus Iohannis, să fie respinsă la vot. Mama Omida 1 și apoi mama Omida 2 și cu asta basta. Pe de altă parte, Klaus Iohannis poate declara dizolvarea Parlamentului. Dar pe de altă parte, domnule Stănescu, credeți că se grăbesc aceste anticipate pentru consolidarea unei majorități parlamentare în ideea în care, iată, PSD-ul amenință cu acea moțiune de cenzură care ar avea șanse să treacă în cazul în care se va face un bloc pe stânga. Credeți că mai mult de teama acestei moțiuni de cenzură și pentru menținerea puterii la Palatul Victoria se întâmplă acest lucru și nu neapărat miza fiind parlamentari? Nu, anticipatele au fost anunțate independent de asta de mai mult timp și ele sunt o soluție pentru un PNL și un USR care se simt pe val. Și pentru a pui măci și mai mult PSD-ul, sigur că pentru cele două partide este o soluție, iar dacă suprapun anticipatele peste alegerile locale, s-ar putea să câștige și alegerile locale. Domnule Stănescu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Varianta incendiară după alegeri, liberalii vor încerca să forțeze o mare alianță de dreapta pentru alegerile locale, astfel încât primarii PNL să câștige cele mai multe mandate. O asemenea manevră va deschide ușa pentru câștigarea alegerilor parlamentare și o guvernare condusă de PNL până în 2024. Laura Duță, colega mea, are aceste informații și vine chiar în aceste momente cu detalii. Îi mulțumesc și doamna Elena Cristian, redactor șef de CE Business. Doamna Cristian, vă mulțumesc. Laura, ce informații avem acum? Bun găsit, Cristina. Iată, chiar dacă au câștigat aceste alegeri cu un scor colosal, se gândesc mai departe liberalii și au o strategie bine pusă la punct. Se gândesc chiar la o mare alianță între partidele de dreapta, liberalii și cu PMP, UDMR, dar și USR+. Această alianță ar ajuta să câștige localele și parlamentarele. Asta ar însemna că primarii de dreapta ar câștiga marile mandate în zonele principale ale țării și de asemenea să fie o forță partidele de dreapta în Parlament. Acum știm foarte bine că nu este așa în Parlament. De asemenea, se gândesc mai departe. Este un plan bine pus la punct. Dacă se va întâmpla această alianță, atunci am putea vedea un guvern liberal până în anul 2024 sau, de ce nu, tot așa cu partide de dreapta, dacă se face această alianță. Dar se gândesc și în viitor și anume să câștige președinția și în anul 2024.
Laura, mulțumesc foarte mult. Doamna Alina Cristian, de asemenea, vă mulțumesc pentru prezență. Iată, credeți că va reuși Klaus Iohannis să poarte aceste negocieri cu celelalte formațiuni politice? Pentru că istoria recentă nu prea demonstrează acest lucru. Am văzut ce s-a întâmplat la moțiune, dar apoi la învestirea acestui guvern nu a mai beneficiat de susținere totuși. Bună dimineața, eu nu cred o alianță politică pentru fiecare să dicteze număr de mandate pe care PNL l-ar putea obține în viitorul Parlament. Cred într-o înțelegere a partidelor de dreapta pentru alegeri anticipate. Știm bine că USR-ul merge pe această variantă, USR-ul își dorește alegeri anticipate, deși nu mai este pe val, era 2-3 USR-ul, este totuși bine în preferințele electoratului și atunci cred că este mai degrabă vorba de o înțelegere decât de o alianță politică care, repet, ar reduce substanțial numărul de portofolii pe care liberalii l-ar obține în viitorul Parlament. Din punctul meu de vedere, liberalii sunt pe vala. De vedere sub cifrele, le vedem în fața ochilor și vedem ce s-a întâmplat la alegerile de ieri, vedem ce s-a întâmplat la alegerile din 26 mai, e clar, PNL-ul este pe val, în acest moment este cel mai puternic partid din România și poate să negocieze. Klaus Iohannis și-a câștigat mandatul cu mai multe voturi decât acum 5 ani, are un plus de voturi, este clar că poate să negocieze lucrurile pe care și le dorește în perioada următoare. Iar Klaus Iohannis și liberalii nu au interesul să aștepte încă un an până la alegerile parlamentare. Un an de guvernare ar putea să erodeze serios. Și atunci alegerile anticipate ar fi soluția unui guvern pe următorii 4 ani, bine, mersi, stat acolo, guvernat, cu președinte din aceeași parte, cu o majoritate, să spun, lejeră, care să poată să le să-i lasă să guverneze. Doamna Cristian, ascultam pe de altă parte declarațiile făcute de premierul, de fostul premier Viorica Dăncilă chiar aseară și spunea că va depune această moțiune de cenzură în februarie și mă gândeam oarecum la sensibilizarea acestui guvern, pentru că nu este un guvern majoritar, nu poate practic să funcționeze în deplinătatea sa, merge mai mult, înțeleg, pe hotărâri de guvern, vreau să mă contraziceți dacă greșesc, ordonanțele de urgență nu prea se pun în discuție, așadar este nevoie oarecum de o imunizare a acestui parlament, de acestui guvern. Este nevoie, dar să fim serioși, în acest moment PSD trebuie să se reformeze. În acest moment PSD nu cred, din punctul meu de vedere, cu cifrele pe masă, nu cred că poate să negocieze cu alte formațiuni politice pentru a dărâma guvern. PSD trebuie să se gândească la campania de locale, la campania de parlamentare, în așa fel încât să-și mențină bazinul electoral și chiar să crească. Personal nu cred în șansele unei moțiuni de cenzură în perioada următoare, așa cum nu cred într-o alianță politică de cenzură, cred deciziile. Permiteți-mi să vă întreb către domnul Pricină. Domnule Pricină, cum vedeți dumneavoastră situația aceasta cu acest guvern? Vă vizează, se face rectificarea bugetară. Ați văzut, pensiile speciale sunt contestate de actuala guvernare. Nu, să nu facem confuzie. Avem un document de la Partidul Național Liberal, după o discuție pe care am avut-o de data aceasta noi, Sindicatul Cadrelor Militare, cu domnul Orban, și domnul Orban a precizat foarte clar în acel document pe care l-a dat publicității că pensiile militare nu sunt pensii speciale. Acum, dincolo de asta, dacă dânșii aflați la guvernare vor fi de acord să ne apere drepturile, să lichideze samavolniciile care au fost făcute neconstituțional și ilegal împotriva noastră, avem o listă foarte mare. Domnul Leș, de pildă, în perioada asta a depus la Parlament o inițiativă legislativă cu niște elemente reparatorii. Va ajunge în Comisia de Socialitate, va ajunge la Camera Deputaților la un moment dat și să vedem cine și cum votează. Deci despre asta e vorba. Domnule Popescu, ca o concluzie, este o misiune dificilă a actualului guvern. Am văzut, nu prea prietenos nici cu ședințele de guvern în care ar trebui să se decide anumite lucruri. Bugetul pe anul viitor, rectificarea bugetară, golurile de la bugetul de stat. Sunt multe probleme acolo. Haideți să avem răbdare, că e vorba de... Voturile acestea sunt pentru președinte, nu pentru guvern. Da, atenție, este e o mare adevărat, diferență. Dar au fost toți ocupați. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Toți au fost ocupați cu alegerile. Din păcate. Și mâine, țara ce face domnule mâine, Popescu? De exemplu, la ora 10 avem destabilit cu guvernul salariul minim pe economie, care e foarte important. Așa ar trebui mâine, să se mărească mâine salariul. La guvern. La guvern avem această întâlnire. Vedem ce va fi. Vedem ce va fi. Noi mergem cu 50% din salariul mediu pe economie.
Doamna Elena Cristian, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Colegul meu, Rafael Varga, este în studio pentru că vă prezentăm în aceste momente cum arată profilul alegătorului. Rezultatele alegerilor arată că actualul președinte s-a impus aproape la toate categoriile, mai mult în rândul votanților cu vârsta cuprinsă între 30 și 60 de ani și al celor cu studii universitare. Rafaelo, te ascult, văd că te-ai pregătit aici cu niște grafice, cu absolut tot. Cum da, stă bună situația? Ziua, Cristina, bun găsit tuturor. Știm cine este câștigătorul, știm și cine este cel care a pierdut, însă vrem să vedem mai detaliat care este profilul alegătorului. Și astfel avem votul pe sexe. Iată că pe Klaus Iohannis l-au preferat mai mulți bărbați. Vorbim de un procent de 67,9%, în timp ce doar 62,6% sunt femei cele care l-au votat pe Klaus Iohannis. Fix invers la candidatul Viorica Dăncilă. Vorbim de 32,1% bărbați, în timp ce femei 37,4%. Mergem să vedem și votul pe vârste. Aici vedem că cei mai mulți l-au preferat pe Klaus Iohannis și ne referim la tineri, un procent de 87,3, în timp ce cei care au între 31 și 60 de ani, vorbim de un procent de 72%. Peste 61 de ani l-au votat doar 41% și iată, vedem și cum stă și doamna Viorica Dăncilă. Rafael, mulțumesc foarte mult, ne revedem și în celelalte jurnale, pentru că tu actualizezi toate aceste detalii de ultimă oră. Primele decizii ale guvernului după alegerea noului președinte, rectificarea bugetară va fi adoptată săptămâna aceasta în ședința de guvern. Vor fi bani mai mulți pentru pensii, primării și sănătate, însă și bugete mai sărace pentru educație și apărare. Dan Maxim, colegul meu, ne explică aceste detalii. Te ascultăm, Dan. Chiar premierul Ludovic Orban vorbea despre faptul că ministrul finanțelor Florin Câțu ar trebui să vină astăzi cu o variantă a rectificării bugetare, o rectificare extrem de necesară. În primul rând vorbim de banii care ar trebui să fie asigurați pentru pensii. Mai apoi vorbim de banii pentru primării. De altfel, în ultimele zile, premierul s-a întâlnit atât cu Asociația Orașelor, cât și cu cea a municipiilor, iar astăzi se întâlnește cu primarii comunelor. Totul pentru că aceștia se plâng de faptul că nu mai au bani. Sunt foarte mulți dintre ei care nu mai au bani fie de salarii, fie de utilități atunci când vine vorba de școli sau chiar de primării, inclusiv de încălzire pe timpul iernii. Bani mai mulți vor fi dați și la sănătate, promite premierul, însă, evident, trebuie tăiat de undeva, iar domeniile care vor avea de pierdut vor fi educația și apărarea.